ați rezistat până la această oră în fața micilor Regana pentru a urmări programul SETI. Sunt Răzvan Dumitrescu și împreună cu Loredana Desta vă vom prezenta în această seară o emisiune care sperăm să fie interesantă. Din sumarul acestuia, obișnuita noastră rubrică de știri și informații în al 12-lea ceas, după care urmează adevărul despre proclamația Frontului Salvării Naționale, un comentariu despre semnificația Comisiei Parlamentare de Anchetare a Activității Guvernului Roman, o micro-anchetă intitulată Icoane și topoare despre o oribilă crimă petrecută la Mănăstirea Suzana, eseul Ucenicul Diavolului și, în final, SOTI Iași transmită pentru dumneavoastră. Domnul Crin Halaicu, care va candida din partea Convenției Democratice la postul de primar general al Bucureștiului, declară că, dacă va fi ales, va cere Parlamentului să emită o lege de reorganizare a poliției române. Poziția domnului Halaicu este cea a Convenției, care dorește o revenire parțială sau măcar inspirarea din legea poliției care a fost valabilă în România din 1929 până la venirea la putere a comuniștilor în 1946. O lege nouă a poliției, a precizat domnul Halaicu, ar duce la demilitarizarea și la transformarea acesteia într-o instituție cu adevărat profesională. Peste tot în lume, poliția este o sursă de venituri pentru primării, cu excepția poliției române, care este rezervorul în care se scurg o parte din banii publici, a precizat domnul Halaicu, adăugând că veniturile pot fi obținute din serviciile pe care poliția le-ar face investitorilor particulari, proprietarilor, societăților comerciale, etc. Partidul Mișcarea pentru România, constituit în decembrie 1991 la inițiativa tinerilor care au participat la evenimentele din decembrie 1989 și ulterior la manifestația Maraton din Piața Universității din București, nu s-a înscris în cursa electorală pentru alegerile administrative din 9 februarie 1992, fiind confruntat cu probleme organizatorice. I-a declarat unui redactor AR Press, liderul formațiunii politice, domnul Marian Munteanu, unul din protagoniștii evenimentelor amintite. Începând de săptămâna viitoare, noul partid își va începe activitatea politică propriu-zisă. În vederea participării la alegerile generale preconizate pentru această primăvară, domnul Munteanu a anunțat că va discuta în cadrul partidului problema alinierii acestuia la Convenția Democratică.